În această privință, stimată doamnă, am vrut să reamintesc regulile europene. Este vorba de respectarea absolut necesară a statului de drept. Am spus că Europa e făcută și din compromisuri, dar că nu trebuie să existe compromisuri pe aspectele esențiale, pentru că aceste aspecte esențiale ar fi afectate negativ dacă s-ar acorda o amnistie, așa cum preconizează unii din țara dumneavoastră, dacă aceasta ar intra în vigoare. Ar fi un pas înapoi. Că pentru mine statul de drept din România nu este negociabil. Și această poziție am reiterat-o de multe ori și voi rămâne la această opinie. Discuția pe legile justiției și pe coduri din România este o discuție complicată care se poartă acum de 2 ani deja și sper să existe la toți cei implicați înțelepciunea de a duce această discuție spre un final care este conform nu numai cu așteptările mele pe care le cunoașteți, ci este în conformitate cu așteptările românilor, cu așteptările exprimate de Comisia de la Veneția și cu așteptările exprimate de GRECO.